Cel puțin 3 persoane au fost ucise și alte 6 rănite în urma prăbușirii la Istanbul a unei clădiri cu 8 etaje, mulți dintre locuitorii căreia au fost prinși sub dărâmături potrivit autorităților locale. Totodată, alte 12 persoane, 3 fiind rănite grav, au fost scoase din fiarele de beton prăbușite. Momentul în care clădirea s-a făcut pur și simplu scrum a fost filmat de o cameră de supraveghere din apropiere. Vă atenționăm că urmează imagini cu un impact emoțional. Situată pe partea asiatică a Istanbulului, această clădire rezidențială cu 8 etaje și 14 apartamente s-a prăbușit din motive încă necunoscute, anunță autoritățile care au interzis presei turce să transmită imagini legate de accident, o măsură luată de obicei după atacuri sau accidente grave. La începutul lui noiembrie 2018, în orașul francez Marseille, alte 8 persoane și-au pierdut viața după ce 2 clădiri, una dintre ele fiind abandonată, s-au prăbușit neașteptat.